Pe finalul discuției, foarte multă lume vorbește despre haosul, ne întoarcem la USR pe final, despre haosul din USR, despre răfuiala din USR. Există așa ceva în acest moment în interior? Simți că există discuții foarte aprinse și tabere care vor să miște sferele de putere în interiorul partidului? Dimpotrivă, eu simt dincolo de alianțe, prietenii care există în orice partid, eu simt o mare, în primul rând, o mare mișcare de solidaritate cu Cătălin Trulă și cu gestul lui incredibil de matur, rar văzut în politica românească, de a face un pas în spate și de a-și asuma acest rezultat. Și eu simt o dorință foarte, foarte mare de a strânge rândurile și de a ne asigura că românii găsesc pe buletinul de vot încă o dată un candidat de dreaptă cu șanse la președinție în septembrie și că românii găsesc un partid reformist și de dreaptă la parlamentare care poate să intre și la guvernare. Și nu am niciun dubiu că putem să câștigăm parlamentarele în decembrie, dar, bineînțeles, doar dacă acum nu intrăm într-un război civil, dar pofta pentru un război civil în interiorul USR-ului este destul de mică și de aceea nu am niciun dubiu că vom reuși să coagulăm toate energiile pozitive ale USR-ului. Întorceți-vă la România, asta e cel mai important.